Accident rutier cu victime luni dimineață în jurul orei 9:30 pe DN2 E85 în intersecția cu drumul spre Mircești. Au fost implicate două autoturisme, iar o persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale. Potrivit ziarului De Roman, un bărbat de 45 de ani din Cordun, în timp ce conducea un autoturism pe DN2 E85 în afara localității Săbăoani, la intersecția cu drumul județean 207B ar fi efectuat virajul la stânga pentru a pătrunde pe drumul județean și nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autoturism condus de un tânăr de 19 ani din Botești, care circula din sens opus, intrând în coliziune cu acesta. În urma impactului, tânărul în vârstă de 19 ani a fost rănit. La fața locului au intervenit pompierii de la detașamentul Roman cu o auto specială pentru stingere și o ambulanță SMURD. Tânărul în vârstă de 19 ani a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare. În urma unui apel la 112, pompierii detașamentului Roman cu o auto specială de stingere și o ambulanță SMURD au intervenit la un accident rutier produs între un autoturism și un microbus pe DN2 la intersecția cu localitatea Săbăoani. În ambele mașini se aflau doar conducătorii auto. Unul dintre conducătorii auto, un bărbat în vârstă de aproximativ 19 ani, a avut nevoie de îngrijiri medicale. Acesta a fost transportat de către echipajul SMURD la spitalul din municipiul Roman. Pompierii au asigurat măsurile PSE și au făcut sablarea căilor publice. Din fericire, tânărul accidentat a scăpat doar cu traumatisme minore. Polițiștii fac cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Incendiu puternic sâmbătă seara în comuna Stolniceni-Prăjescu. O femeie în vârstă de 48 de ani a ajuns la spital cu răni grave după ce casa în care locuia a fost cuprinsă de flăcări. Incidentul s-a petrecut aproape de ora 9 seara. La fața locului au intervenit pompierii de la secția de pompieri Pașcani împreună cu cei de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Stolniceni-Prăjescu. Proprietara casei, o femeie în vârstă de 48 de ani, a suferit arsuri de gradul 2 și 3 pe o suprafață de aproximativ 60% din suprafața corpului. Ea a fost transportată cu ambulanța la Spitalul Municipal Pașcani, iar a doua zi a fost transferată la un spital din București. Secția de pompieri Pașcani a fost solicitată și a intervenit în localitatea Stolniceni-Prăjescu pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință. La locul intervenției s-au deplasat trei autospeciale de stingere cu apă și spumă. În urma incendiului au ars aproximativ 50 de metri pătrați dintr-o locuință și scurile din aceasta. În urma incendiului a rezultat o victimă, o femeie în vârstă de 48 de ani, care prezenta arsuri pe gradul 2 și 3, pe o suprafață de aproximativ 60% din suprafața corporală, aceasta fiind transportată la spital. Cauza probabilă a incendiului este un coș de fum neizolat termic față de materialele combustibile. Menționăm că vineri, 17 ianuarie, pompierii pășcăneni au intervenit tot în comuna Stolniceni-Prăjescu pentru stingerea unui incendiu produs la o casă de locuit. A ars funinginea din interiorul coșului de fum. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost coșul de fum necurățat de funingine. Autorul unui furt în valoare de 24.500 de lei a fost identificat de polițiștii pășcăneni în seara de vineri, 17 ianuarie. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 43 de ani din comuna Moțca, care în perioada 26-29 mai 2019 ar fi pătruns în locuința unui bătrân în vârstă de 77 de ani din comuna Valea Seacă prin forțarea unui geam și ar fi sustras suma de 24.500 de lei. Vineri, 17 ianuarie, polițiștii pășcăneni au identificat un bărbat de 43 de ani din comuna Moțca, bănuit de comiterea infracțiunii de furt calificat. Prin investigațiile efectuate până în prezent, s-a constatat faptul că în perioada 26 mai 29 mai 2019, acesta ar fi pătruns în locuința unui bărbat de 77 de ani din comuna Valea Seacă, de unde ar fi sustras 24.500 de lei. Creșticiul a fost recuperat, iar cercetările continuă în acest caz pentru stabilirea întregii situații de fapt. Prejudiciul a fost recuperat, iar cercetările continuă în acest caz. Denunț penal împotriva edilului din comuna Mogoșești-Siret, care a făcut sex cu două fete chiar în incinta primăriei. Grupul civic Reset din Iași a anunțat pe Facebook că a formulat luni un denunț penal împotriva primarului PNL Damian Butnaru, cel care a recunoscut în instanță că a avut relații sexuale cu două minore chiar în sediul administrației locale.
Motivele care au stat la baza acestui denunț au fost informațiile apărute în presă, conform căruia domnul primar Damian Burnariu a beneficiat de servicii sexuale și a apelat la un proxenet pentru mai pune la dispoziție niște femei în sensul acesta, iar conform informațiilor acestea erau minore. Tot din presa mai afla că, de fapt, el a fost audiat doar în calitate de martor în dosarul de proxenetism, că proxenetul a fost condamnat la 15 ani în instanța de fond, iar domnul primar este liber, își vede de treabă și este în continuare primar. Un lucru inadmisibil din punctul nostru de vedere, pentru că scopul unui primar este acela de a proteja cetățenii comunei, orașului, de care a fost ales. Așa că noi, ca activiști civici, tot ce am putut să facem a fost să luăm atitudine și să facem acest denunț la parchetul de pe lângă Tribunalul Iași. Totodată, organizația a trimis câte o scrisoare președintelui PNL Iași Costel Alexe și președintelui PNL Ludovic Orban, în care cere excluderea din partida primarului Butnaru și retragerea oricărui sprijin politic. În același timp, am trimis și o scrisoare deschisă către președintele PNL Iași Costel Alexe, pe adresa personală și adresa PNL filiale Iași, și către domnul Ludovic Orban și către PNL București, în care solicităm excluderea domnului primar din partidul PNL, pentru că el a declarat doar că s-a autosuspendat. Primarul comunei Mogoșești-Siret, județul Iași, a recunoscut în instanță, unde era audiat ca martor într-un dosar în care erau judecate 5 persoane pentru trafic de minori și complicitate la viol, că a întreținut relații sexuale cu două fete chiar în sediul primăriei. Totul a plecat de la o plângere a uneia dintre fete împotriva unuia dintre inculpați, potrivit Mediafax. Ceea ce înseamnă că el foarte ușor poate să revină înainte de alegeri, o să revină la calitatea de membru PNL și să fie susținut de către partid și să fie din nou ales, lucru care nu este nici moral, nici etic și cu atât mai mult că se poate folosi de funcția sa pentru a intimida anumite persoane. Potrivit motivării, martorul a confirmat faptul că în cursul lunii septembrie a anului 2007 a întreținut raporturi sexuale orale în sediul primăriei cu numita și cu persoana vătămată, care i-au fost aduse de către inculpatul, plătindu-i inculpatului pentru serviciile sexuale prestate de cele două tinere suma de 100 sau 150 de lei. După ce faptele au apărut în presă, primarul a scris pe Facebook că e mândru de ceea ce a făcut ca edil și că are puterea să recunoască dacă greșește. De asemenea, edilul anunță că vrea să se suspende din PNL. Primarul Damian Butnaru nu a fost găsit pentru un punct de vedere, iar reprezentanții PNL Pașcani au refuzat să comenteze această situație. Începând de luni 20 ianuarie, Primăria Municipiului Pașcani a demarat distribuirea pachetelor cu ajutoare de la Uniunea Europeană destinate persoanelor defavorizate din localitate. Este vorba despre un număr de 1051 de pachete care conțin produse de igienă, cum ar fi periuță de dinți, pastă de dinți, săpun lichid, șampon pentru copii și pentru adulți și detergent. Persoanele care primesc aceste pachete sunt beneficiarii de venit minim garantat și beneficiarii de alocație pentru susținerea familiei. Începând de astăzi și urmează în fiecare zi din această săptămână și până când se vor epuiza toate pachetele primite de la guvern prin programul operațional ajutoare persoanelor defavorizate, la baza sportivă, mai exact sala de sport de la stadion, între orele 9:00-13:30 vor fi oferite pachetele primite de la Uniunea Europeană. Acestea conțin 5 periuțe de dinți, 4 bucăți pastă de dinți, un săpun lichid, șampon copii, șampon adult, detergent pudră pentru rufe colorate, detergent pudră pentru rufe albe. Municipiul Pașcani a primit 1051 de pachete. Beneficiarii sunt cei cu venit minim garantat, dar și cei alocație pentru susținerea copilului. După epuizarea persoanelor beneficiare, pe bază de anchetă socială, vor fi făcute și liste suplimentare. Beneficiarii se declară mulțumiți de produsele primite. Ce părere aveți despre acest ajutor? Da, avem păreri bune. Este binevenit? Da, da. Îmi pare bine.
Ei, e bine, e bun. E benefic. Da. E bun că ne ajută. Cu pachete, cu ajutor social. Atât. Este binevenit, pentru că noi tot consumăm așa ceva și economisim niște bani. Precizăm că această acțiune face parte din programul operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate și este finanțat în perioada 2014-2020 din Fondul European de Ajutor pentru cele mai defavorizate persoane, care contribuie la îndeplinirea obiectivului Uniunii Europene de a combate sărăcia prin furnizarea gratuită de alimente, produse de igienă și asistență materială celor mai defavorizate persoane. Salariile funcționarilor și personalului contractual din Primăria Pașcani ar urma să crească cu 12% în acest an. Este concluzia la care au ajuns reprezentanții sindicatului și cei din conducerea primăriei în urma consultărilor care au avut loc în cursul zilei de vineri. Totodată s-a solicitat ca salarizarea șefilor de la administrația piețelor, gospodărirea comunală și serviciul SRE să fie aliniate la nivelul celorlalți șefi de servicii din primărie. Procesul verbal al întâlnirii a fost semnat până la urmă de reprezentanții ai sindicatului. Asta după ce o parte dintre ei nu au fost de acord cu majorarea salarială și au cerut modificarea coeficienților de salarizare, subiect care a făcut și obiectul unor procese fără niciun rezultat. Majorarea salarială ar urma să fie aprobată de Consiliul Local Pașcani, cel mai probabil odată cu bugetul pentru anul 2020. Spitalul Municipal de Urgență din Pașcani va fi evaluat pentru acreditare în primăvara anului viitor. Conducerea unității medicale a solicitat amânarea cu un an de zile pe motiv că spitalul se confruntă cu probleme financiare deosebite. Programarea inițială era pentru luna martie 2020, odată cu alte două spitale din județ, Spitalul de Recuperare și Spitalul de Neurochirurgie. Deci, consiliile medicale internate ce vreți dumneavoastră. Este legat de niște propuneri și proceduri medicale care trebuie să corespundă unor standarde la nivel național, da? Avem niște indicatori critici pe care trebuie să-i bifăm, adică trebuie să facem să demonstrăm existența lor și respectarea lor în tocmai, da? Începând cu dotarea, igiena, proceduri, protocoale medicale, deci toate acești indicatori critici în MCT. Această acreditare se desfășoară mai multe etape. Noi suntem la etapa a doua, în care am amânat, efectiv, cu acordul celor, adică instituției de la București, acreditarea avem în martie 2021. Deci acreditarea Spitalului Municipal de Urgență Pașcani este decisă, amânată, pentru 2021. Trebuie să fie în martie 2020 și s-a amânat pentru martie 2021. Precizăm că acreditarea este modalitatea prin care se demonstrează că o unitate medicală face eforturi să acorde îngrijiri medicale care să satisfacă așteptările pacienților atât din punct de vedere al rezultatelor, cât și din punct de vedere al condițiilor în care se acordă. Acreditarea confirmă că o unitate medicală dispune de resursele și de competențele profesionale necesare pentru a acorda îngrijiri medicale în specialitățile pe care le are în structură. Este un proces necesar atât pentru unitățile de stat, cât și pentru cele private care vor să intre în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate. Acreditarea este valabilă 5 ani de zile. Spitalele care nu obțin acreditarea nu vor mai putea încheia contract cu casa de asigurări de sănătate. Concurs de colectare selectivă a gunoiului menajer în școlile din orașul Târgu Frumos. Evenimentul a fost lansat luni 20 ianuarie la Casa de Cultură în prezența a sute de elevi și profesori. Administrația locală, în calitate de organizator, a pus la bătaie 3 premii în bani pentru școlile care vor avea selectate cele mai mari cantități de deșeuri reciclabile pe parcursul a 3 luni de zile. Edilii spun că în acest fel se urmărește formarea și consolidarea unei conștiințe de protecție a mediului în rândul elevilor. Scopul proiectului este acela de a conștientiza în rândul elevilor colectarea selectivă a deșeurilor prin stimulente. Mai exact, concursul se va desfășura pe parcursul a 3 luni de zile, timp în care școlile vor colecta o anumită cantitate de deșeu. Va fi monitorizat această colectare selectivă și în finalul acestei perioade
școala câștigătoare va primi o sumă de 1500 de lei, locul 1, 1000 de lei, locul 2 și 500 de lei, locul al treilea. Vizăm astfel dezvoltarea durabilă a orașului Târgu Frumos, a localității noastre și formarea acelei conștiințe de protecție a mediului. Pentru că, plecând de la copii, sunt sigur că și ei pot educa părinții. Partenerii concursului sunt Asociația Județeană de Salubritate ADIS și operatorul desemnat Societatea Girexim. Reprezentanții lor au vorbit elevilor despre importanța colectării selective a gunoiului menajer și despre proiectul implementat în județul Iași. De asemenea, au fost împărțite în sală materiale informative, șepci, tricouri și ghiozdane promoționale. Pentru ca această infrastructură să dea randamentul maxim, noi trebuie să facem această colectare acasă, corect, frumos, să depunem deșeul în punctele special amenajate de către autorități, ca apoi ele, urmându-și parcursul de încă o sortare, compostare, tratare mecanică-biologică, ținta noastră nu este numai să reciclăm cât mai mult, ci să și depunem în depozitul final cât mai puțin. Menționăm că și la Pașcani ar urma să aibă loc un eveniment similar. Reprezentanții primăriei au anunțat că pregătesc un proiect de hotărâre pentru organizarea unui concurs cu premii pe teme de protecția mediului și colectare selectivă. Ianuarie este considerată ca fiind cea mai deprimantă zi a anului 2020. La această concluzie a ajuns un psiholog britanic care a creat o formulă matematică pentru a identifica cele mai dificile momente dintr-un an. Ministrul Mediului Costel Alexe a anunțat sâmbătă că programul Rabla pentru electrocasnice va continua în 2020. El spune că există în acest moment discuții despre bugetul acestui program. Aflată printre cei mai mari producători de vin din lume, România a urcat în ultimii ani și în topul țărilor cu cei mai mulți consumatori de alcool. Suntem pe locul 5 după Belarus, Republica Moldova, Lituania și Rusia. Până la finalul lunii va funcționa registrul agresorilor sexuali. Asta promite Poliția Română. Astfel, în baza de date vor apărea toate persoanele care au fost sancționate sau condamnate pentru infracțiuni sexuale. Cei care intră în contact cu copiii sau cu persoane vulnerabile vor trebui să prezinte un certificat de integritate comportamentală la angajare. Cetățenii ar putea plăti pentru noile buletine electronice supuse dezbaterii DMAI printr-un proiect, sume ce variază între 15 și 40 de euro, acesta fiind costul practicat de celelalte state ale Uniunii Europene care emit astfel de cărți de identitate. Autoritățile române vor ca prețul să fie spre limita minimă. Românii care cer ajutor la 112 vor putea fi localizați cu o precizie de câțiva metri. Deocamdată autoritățile testează serviciul în București și Ilfov și doar pentru telefoanele cu sistem de operare Android. Dacă ar fi fost implementată mai de mult, tehnologia ar fi putut schimba deznodământul accidentului aviatic din Munții Apuseni. Prințul Harry și soția sa, Meghan Markle, își vor pierde titlurile de alteță regală, anunță Palatul Buckingham. Totodată aceștia nu vor mai primi bani pentru îndatoriri regale, anunță BBC. Într-o zi de 20 ianuarie a avut loc premiera filmului Năpasta, adaptare cinematografică a dramei scrise de Ile Caragiale, iar britanicii colonizau întâia oară Hong Kongul. Toate instituțiile din România erau puse sub controlul armatei. La București era publicat primul număr al revistei 22, editată de Grupul pentru Dialog Social. Democratul Bill Clinton se instala la Casa Albă, devenind al 42-lea președinte din istoria SUA. Un avion aflat în misiune medicală se prăbușea în Apuseni, pilotul Adrian Iovan și studenta Aura Ion murind. Într-o zi de 20 ianuarie s-au născut Andrei Șaguna, unul dintre cei mai importanți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania, cineastul american David Link, creatorul seriei Twin Peaks, sau actorul Pavel Bartoș. Într-o zi de 20 ianuarie au încetat din viață Johnny Weissmuller, înotător și actor american născut la Timișoara, actrița Ioana Citabaciu, vedeta teatrului dramatic din Galați și alții. Iată ce spun astrele pentru ziua de marți, 21 ianuarie. Berbec,
Confuzia și sensibilitatea exagerată din prima parte a zilei vă pot afecta relațiile cu prietenii, mai ales că sunt șanse să nu îi înțelegeți corect. Ați face bine să acceptați sfaturile unei rude apropiate, pentru că intuiția s-ar putea să nu vă ajute prea mult. Taur, s-ar putea să deveniți irascibil din cauza că nu reușiți să terminați la timp o lucrare importantă. Ar fi bine să nu insistați, pentru că astăzi vă lipsește simțul practic. Se pare că oboseala acumulată vă afectează capacitatea de concentrare. Gemeni, relațiile cu persoana iubită sunt foarte bune și aveți ocazia să petreceți împreună momente romantice. Nu vă implicați în activități dificile, pentru că s-ar putea să nu obțineți rezultatele scontate. Rac, ar fi bine să amânați luarea unor decizii privind investițiile și afacerile și să nu vă implicați în activități care vă solicită prea mult. Încercați să acordați mai multă atenție odihnei și relațiilor sentimentale. Leu, sunteți indispus din cauza că nu stați prea bine cu banii. Nu este momentul să luați decizii importante. Nu sunteți în formă și riscați să stricați relațiile. Păstrați-vă calmul și evitați discuțiile în contradictoriu. Fecioară, dimineață sunteți marcat de confuzie. Nu este exclus ca relațiile parteneriale să aibă de suferit din această cauză. Dacă vi se propune să vă asociați într-o afacere sau să începeți o colaborare, nu vă grăbiți. Ar fi bine să vă consultați și cu partenerul de viață. Balanță, se pare că nu sunteți în cea mai bună formă, nici fizică, nici intelectuală. Ar fi bine să evitați discuțiile cu o persoană mai în vârstă care încearcă să își impună punctul de vedere într-o chestiune de afaceri. Scorpion, dimineață s-ar putea să intervină ceva neprevăzut și să fiți nevoiți să vă schimbați programul. Faceți cunoștință cu o persoană importantă dispusă să vă ajute să porniți în afaceri. Săgetător, reduceți puțin orele de muncă și acordați mai mult timp odihnei. Spre seară s-ar putea ca un prieten să vă invite la o petrecere. Capricorn, s-ar putea să aveți o înțelegere cu prietenii. După amiază aveți o stare de spirit mai bună și sunt șanse să petreceți clipe romantice împreună cu partenerul de viață. Vărsător, astăzi vă cam lipsește simțul practic, așa că nu este exclus să constatați că nu prea aveți spor. Încercați să nu forțați lucrurile. Încercați să vă destindeți. Dacă v-ați planificat o călătorie împreună cu familia, ar fi bine să nu ezitați. Pești, aveți planuri mari și intenționați să finalizați o activitate importantă începută mai de mult. Un telefon de la o rudă v-ar putea determina să vă schimbați programul și să vă pregătiți pentru o călătorie. Horoscopul zilei a fost oferit de eastrolog.com. Vremea se va încălzi în zonele de deal și de munte, precum și în estul și parțial în sudul țării, unde cerul va fi variabil, iar ceața se va semnala pe arii restrânse. În celelalte regiuni, în cea mai mare parte a intervalului va fi nebulozitate joasă, local se va forma ceață, izolat va burnița sau va fulgui și vor fi condiții pentru chiciulă sau polei. Temperaturile maxime se vor încadra în general între minus 3 și 10 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între minus 10 și 0 grade. Începutul de săptămână va fi ușor mai cald și în județul Iași. Marți, meteorologii anunță temperaturi de până la 7 grade pe parcursul zilei, iar noaptea vor fi cel mult minus 3 grade. Luna ianuarie nu aduce ger sau zăpadă nici în zilele următoare.